ce titlu de carte se potrivește Moldova. Dincolo de ușa bibliotecii e țara aceasta, care ne bucură și ne exasperează în fiecare zi. Parcă am trăit în drama lui Caragiale Năpasta. Pentru Moldova, oare ce titlu de carte s-ar potrivi? Paradisul de după colț de Liosa, bâlciul de șertăciunilor de techerei, poate recitim cu voce tare glosa, alte măști aceeași piesă, dragii mei. Ce cărți ar mai potrivi cu Moldova? Bonjour Tristesse de François Sagan, romanele polițiste cu note ironice de Daria Donțova, iar dimineața vor veni rușii de Iulian Ciocan. Poate Zbor frânt de Vladimir Beșleagă, ori Mizerabilii de Victor Hugo, Umberto Eco, Cimitirul, dar nu din Praga, e despre noi și așteptându-l pe Godot. Groapa de Barbu, Gogol suflete moarte, Să ucizi o pasăre cântătoare de Harper Lee, Bandiții de iernu, Greața de Sartre și aceste cărți cu Moldova s-ar potrivi. Și ce mult ne-ar plăcea să fie despre Moldova ca o povață, Inima inimii scrisă de unul dintre cei mai iubiți portughezi, dar nimeni nu scapă cu viață, nu din țară, ci din povestea lui Creangă, Capra cu trei iezi.